Prieteni, bună dimineața! Finește carne. Aici, ca așa, e sâmbătă luminată, să dăm de pomană. Înțelegeți? Și finește carne. Înțelegeți, prieteni? Finește carne, să dau și eu de pomană, că e sâmbătă luminată, dar aici am niște pecinte dintre ăștia, am niște pecinte, să dau și eu de pomană, înțelegeți, prieteni, ce să fac, prieteni, mă stăruie și eu, aici singură, până vine Alin, pregătesc să dau de pomană până vine Alin. Aici am făcut niște sarmale să vă arăt. Am făcut niște sarmale. Înțelegeți, prieteni? Ca să dăm și de pomană. Înțelegeți? Am băgat bulion, am băgat niște ardei grase în ei. Ce pot și eu, prieteni? Înțelegeți, prieteni? Aline la el să odinească și el. Și vine cu acei. Să dau și eu de pomană. Ion trecă nu știu pe unde. O să vină și Ion. Să mă arăt și pe mine, că sunt așa cum mă sculai, prieteni. Da. Și asta este, prieteni. Și aștept până vine ei. Înțelegeți? Mai revin când vine ei. Prieteni, bună ziua, sunt pe canalul Patroana de la Străhaia. Am stat în bloc până acum, te-am cășunit, prieteni. Domnul acu veni Alin și Mihaela, la ora 4. Da. Am primit carne, am făcut, am dat de pomană, am dat lui Ion o sticlă de vin, s-a făcut Ion mangă. Mangă s-a făcut Ion. Atâta sunt de bucuroasă, prieteni, că am văzut că s-a dus Luci și cu Anca, cu copiii, la mormânt la bărbatul meu. Că eu în fiecare an era meu acasă de făceam acolo părăstaș. Și atât am prins când am văzut că mi-a citit Alex la cruce, la bărbatul meu și mi-a arătat fotografia ce înseamnă să știe cartea Alex. Și a spus Alex, zice, nu mai e vampis pe patronul, ai lans copii, nu-l știe Leonardo și cu Albina. Că numai el era născut Alex atunci, era Alex ca Leonardo când a murit patronul. Și atâta m-am bucurat că mi-a citit acolo la cruce ăsta Alex, de nu mai am putut. Și auzi când, ce făcură mi-a spus Luci, săriră gardul să se ducă la tata lui Mex. Să vadă și ei unde-i tata lui Mex. Și săriră peste gard, prieten Leonardo, ce înseamnă copii, ce știu. A sărit peste gard să vadă unde-i tata lui Mex. Mormântat. Și știe și copiii ai mici, prieteni. Ține minte de bunici, de străbunici, înțelegi? Nu m-am dus, prieteni, că sunt amărâtă, că mă vedeți că mănânc. Sunt acăjită, sunt amărâtă și de-aia nu m-am dus. N-aveam bani și înainte și înapoi și să mă plimb, să vin iară, că și eu asta acasă. Dar am grijuri multe, prieteni. Am prea multe grijuri. Mulțumesc să-i dea Dumnezeu lui Anca și lui Luci sănătate, că a fost ele. Și a fost că toată lumea era la cimitir și numai bărbatul meu n-avea pe cine să vină acolo. Înțelegi? Dintre atâta nurori unde le-a crescut, bine că s-a dus Anca și Luci să le dea Dumnezeu sănătate mult. Și la copiilor. Că s-a dus acolo la el, la cimitir, că el știe tot din cer. Vede tot ce face.
Și-am dat șef de pomană aici, am fript carne, sarmale, și-am dat de pomană prieteni. Ce să fac? Unde m-am putut? Am dat în bloc, am dat lui Ion, am dat o sticlă de vin, a beut să fac cu manga Ion. Lasă bea, ce să fac? Și acolo luăm mănușele pe mână, că se duce la lucru. Unde se duce la lucru, nu știu. Iară se duce la lucru. Da, luăm mănușele pe mână, băgă prieteni. Și unde Ion? Când auzi, luăm mănușele pe mână, că gata, se duce la lucru. Că găsi o lucrare, auzi. Ce să faci, Aline? Trebuie, pe Crisi l-am sunat. E la grătar, auzi. Tu la grătar, minte, Ion, minciunos. Tu grătar, ce grătar? E la grătar, auzi. Ce grătar? A zis să nu mai vorbesc de gogolan, că iese el. Eu la mine nu mai vine, la tine, tăie, pălte cu el pe cap. Că nu vine nici să te filmează, uite, așa zice când avem treabă. Zice, care-i treabă la grătar? Tu grătar, zice, deajaba. Și așa e, prieteni. Și am văzut multe comentarii și la ăștia și tot. Și Ian cu Gianu. Ce ne-a făcut, nu uităm niciodată. Eu mă omoram de el și de Maria, dar ne-a făcut o surpriză Ian cu Gianu de menăcați pe el. Ce a vorbit și ce pătrățe și el. A făcut și el trăi cum a făcut fiul său. Cum a făcut fiul său Magaru, așa a făcut și Gianu. Același pele pe ei. Același pele pe ei spurcată. E pele spurcată pe ei. Ce avea ei cu familia mea, că familia mea e necăjită. Și ei mănâncă și bea. Că mi-e tot la tine. David! Ei mănâncă. Mă loviți în leagăne. Ei mănâncă și bea și familia mea e necăjită. E năcăjită, prieten, familia mea. Înțelegeți? Și ei mănâncă și bea și n-am niciun gând, n-ați văzut. N-am gând, n-am nimica. Înțelegi? Și asta este, prieten, ieșirăm și noi în parc, că e mai căldură un pic. Este o căldură și ieșirăm în parc și noi să mai vorbim. E mai cald. În parc aici. Mai vorbește și tu, Aline. Nu pot să vorbesc, că mă dor dinți, iar mi s-au aflat. Ce făcut chiar cu dinți? De la curent. Merge cu curent. Merge cu geamul deschis la mașină. Nu pot să filmezi, să vorbesc tu. Ce să vorbesc? Mă doare și pe ea gura. Mă doare gura pe toți. Lați că nu mă doare pe mine, vorbesc eu, prieten, că pe mine nu mă doare gura. Vorbesc, dar să mă filmezi Alin. Da. Și așa e, prieteni, am văzut copii și sunt bucuroasă că am mâncat și ei din pomana patronului. Părmă s-a dus Anca cu ei acasă, le-a pus masa și acasă. Așa e frumos. Că urmează ai mici steagul sus. Dacă n-a urmat ai mari, urmează ai mici steagul sus. Țineți steagul la film, înțelegeți, prieteni? Dacă ai mari, le-am făcut și a prosit toți și suntem la necaz. Ține-ai mici, steagul. Lasă, patronul, că și necazul cât ține. Ține, a ținut, la revedere. Vine și păi primul bun. Păi a ținut de nu putem să mă ne ținem pe picioare. Nu pot să mai merg pe drum de supărări, de necazul, numai eu am tras. Asta e, în viață trebuie și pe bune, trebuie și pe rele, dar... Din toată lumea, prea de tot. Se îndreaptă situația într-un final. Prea de tot, prieteni, prea de tot numai noi. Uite, ne și cum mai se joacă copiii. Și mai ne recreăm. David! Vino un pic! Înțelegeți, prieteni? Și asta este, prieteni. Ia spune, unde ai venit? În parc. Nu mai poate de joc. Uite-te, nu mai poate. Mama, e până aici! Da. Mă vorbește, da. Da. Înțelegi, deci pe cum e un pic. Nu știu dacă vor. Ce să facem, asta e. Vorbea, o iubesc, apor eu. Filmează. Vă puneți pe voi. Da, cum să nu, auzi? Cum să nu, auzi? Vă facem vecinele noastre. Aia la vizualizări, mama, e o grămadă ai. Rămâne, te iubește lumea, că ești bună. Uite, vecinele mele, prietenele mele. Încă ți-ai pis data, mama, e să-ți mănânc. Vecinele mele de la Broc, aici. Vă faci poză cu ea, auzi, mami, să ne vadă mama e cu ea. Mama e, faci poză cu mine? Face. Hai, Giulia, hai, hai, hai la poză. Hai, hai să facem fotograful. Câte 300 de ani să facem?
30 de ea, mami. Hai, du-te, păi și tu. Păi fac și eu după aia. Ia-o, mami. Hai, mami, hai. Hai, mami. Așa, mamaică. Răză, mami, și tu un pic. Te iubesc, mamaie, ca ți-ai spus, dar fă și mie, mami, cu ea. Hai, mama, mamaie, mi-ai dat să fac cu bătrâne, că a murit mamaie. Și de-aia, hai, mami. Gata. Hai, mersi, mamaie, te iubesc. Sănătate multă. Să vezi câte toale am pe lume acum. Da, comentarii cu vecinile mele pe aici. Ce să facem? Câte minute avem? 8. Și așa e, Aline, tu ce doare gură, ba dinți, ba... Să nu vorbești pe canalul meu. Nu, după Cristi, la grătar. O, că acum te duci tu și păi, faci... Patron, acum îi vine somn pe canalele noastre. Acum tu te duci după Cristi să facem filmare cu Cristi, că eu nu mai apar. Cristi e omul meu. El nu mai apară Aline în clipul tău, cu Cristi să te duci să filmezi. Cu Cristi filmezi acum. Înțelegi? Și prieteni să filmează cu Cristi, să apară cu Cristi în filmare. Cristi e în concediu, a zis că e la grătar. E grătare. Omul lui de bază care ți-a dus atât o bucată de mel. Da. Auzi că l-a fost mai gustos, auzi, păi, aveai da. Poftă. Da. Aveai poftă, are auzi, dreptate. Are dreptate. Înțelegeți, prieteni? Cristi, da, prieten adevărat, nu Gogolan. Da, Gogolane, prieten, că ne-a dat un ghiul, ne-a dat bani Gogolan. Gogolane. Ne-a dat un ghiul și ne-a scos ghiulul pe nas. Lasă că e băiat bun. E Gogolan. Un trădător. Da. Nu, Gogolane, băiat bun, mamă. Nu, e, ți arăt eu ce vlog a făcut acum, de ne-a săturat ghiuluri. Nu, 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 e băiat bun. Are și el depresie, patroană Gogolan. Apoi avea. Și de ce? A luat contact cu Olga. Cred că a luat boala de acolo. De la Olga. Prieteni, asta este. Și Gogolane, așa e, să nu mai te vorbești cu oamenii care au depresie. Ia uite pe David cum se plimbă. Cu motorul. Să nu rupeți, pe jos. Da, e, sunteți grei așa. Ce frumos e motoreta aia. Dacă când o vedea o Leonardo motoreta aia, face scurt. Dacă o vede Leonardo. Hai să coboare, David, ușor. Te ușor, mami, să cobori. Pe motoretă. Dar vii pe coboară. Și așa e, prieteni. Ia cu Jeanu și cu Maria, le sunt batizam. Nu mi-era drag de ei, acum nu mai le sunt batizam. Că a vorbit ce nu trebuie. A vorbit urât de noi. Înțelegi? Din cauza lor, unde venea ei pe la mine, venea și Magaru după ei. De m-a distrus Magaru, familia. Din cauza lui Maria și lui Ioan cu Jeanu, că le chemam pe la mine, că era neamul. Și după ei venea și Ian cu Gianu, ăla Magaru, și Magaru bârfea pe ursul, colecrea, ca să audă lumina, să lea pe el. Că el e mai bun. El e mai bun, că înalt și are o cocoașă în spinare, care nu poate să o ducă cocoașa aia. A căzut mor pe lumina, nu mai vine acasă la copiii lui. Un vai de capul lui, un bubac. Un om străbălat din toată străhaia, străbălat are cocoașă în spinare. El e urât al dracu, ce-a căzut lumina mor pe el. Că din neam sărac, din neam vai de el. Să zici că e dintr-o neam bun, e dintr-o viță bună, dintr-o neam străbălat. Magaru de-a căzut lumina moartă pe el. S-a încurcat cu sărăcia a naibii. Acesta Magaru. Da. Și de-aia nu vrea să o lasă mes cu el. Că e din neam sărac, e sărăcie. Nu o lasă niciodată. Eu cred că e de acord. Nu o lasă niciodată, a zis mes că nu o lasă niciodată. O ia de la Magaru și o dă la altul. Nu o lasă cu Magaru, că e din neam sărac Magaru. Ce să sărăcească și el ca Magaru? Mergi, dacă o lasă cu el. Dă și el în domnul să ia lui Magaru. Înțelegeți, prieteni? Și asta este, prieteni, sănătate multă și sărbători fericite să aveți.